In a great call by Jason Bryant down there. Victor Ciobanu este născut pe 7 octombrie 1992 în satul Vărvăreuca, raionul Florești. A început să practice luptele la vârstă de 7 ani. După școala primară, Ciobanu a ajuns în capitală și s-a înscris la liceu sportiv. La început a fost mai greu, dar munca la antrenament a fost răsplătită. Talentul lui a fost observat imediat, iar succesele nu au întârziat să apară. Au fost medale la europene și mondiale la nivel de juniori, dar primul mare succes l-a obținut în 2014 la campionatul european din Finlanda. Ciobanu s-a clasat pe locul 2 și a cucerit prima medalie pentru Moldova la europenele de luptele greco-romane, după o pauză de 18 ani. Următorul an, Victor a devenit câștigător al campionatului european Under-23, după ce a făcut spectacol în finala cu rusul Zaur Kabulev. Elevul Mihai Cucu a fost condus până cu 5 secunde înainte de încheierea luptei cu 2-3, când a reușit apoi un procedeu mai rar întâlnit în lupte, numit veverița zburătoare, izbutind să-l pună la pământ pe adversarul său și să câștige medalia de aur în ultima secundă. Victor Ciobanu a așteptat 3 ani să urce din nou pe podium la o competiție mare. În octombrie 2018 a cucerit argintul la campionatul mondial de la Budapesta, iar la final de an a fost ales cel mai bun sportiv din Moldova. În ultimul act a fost învins de rusul Sergei Emelin, de la care și-a luat revanșa în finala campionatului european de la București din 2019. Accidentările au început să-i dea bătăi de cap din cauza efortului mare, dar Victor a strâns din dinți și peste 2 luni a plecat la Jocurile Europene de la Minsk, unde a reușit să cucerească medalia de bronz. Mie îmi place să mă pregătesc, moral, fizic, merg la fiecare concurs pe rând. E foarte greu, acum nu poți să te relaxezi cu nimic, că acela e slab. Toți vin pregătiți, toți vin din condiții bune, unde la noi condițiile e 30%, mai slab ca la toate țările din Europa. Alte intervenții chirurgicale nu-i dădeau pace și Victor risca să rateze Jocurile Olimpice de la Tokyo. Amânarea cu un an a Olimpiadei i-a permis luptătorului moldovean să se refacă și să câștige turneul de calificare de la Sofia. A mers cu gândul la medalie la Tokyo și a început în forță prima sa olimpiadă din carieră. I-a învins fără drept de apel pe turcul Kerem Kamal și kârghizul Jolaman Sharshebekov. Apoi în semifinale a dat peste viitorul câștigător al categoriei de greutate 60 kg, cubanezul Luis Orta. În meciul pentru medalia de bronz a întâlnit vechea cunoștință, rusul Sergei Emelin. Victor a cedat și s-a clasat pe un loc onorabil 5 la Jocurile Olimpice. Anul 2021 însă nu se încheiase pentru luptătorul moldovean. Pe 9 octombrie a reușit ce n-a izbutit legendarul Sergei Mureicu la un campionat mondial. În săptămâna în care a împlinit 29 de ani, Victor Ciobanu a învins la mondialul de la Oslo luptători titrați, ucraineanul Jora Abovian, rusul Stepan Marianian, armeanul Gheorghe Garabian și în finală pe Jolaman Sharshenbekov din Kârgâzstan. Victor a fost condus în toate cele 4 partide, dar a revenit spectaculos de fiecare dată.